Potrivit meteorologilor, Suceava se află sub cod galben de polei, burniță, lapoviță și ceață până marți la ora 20. Problemele au apărut însă în seara zilei de luni. Traficul rutier a fost blocat timp de 2 ore pe DN17, între Suceava și Gura Humorului, după ce un autotren a derapat pe carosabil. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă răbdarea șoferilor din zonă a fost pusă la grea încercare. Până în ultimele 24 de ore am avut o succesiune de fenomene meteorologice la nivelul județului Suceava. Dacă ieri dimineață înregistram precipitații sub formă de zăpadă, aceasta s-a transformat înspre seară în ploaie. Totodată ceața și-a făcut prezența odată cu venirea serii și sigur traficul a fost îngreunat din acest punct de vedere. Am avut o problemă pe drumul național 17, unde un tir a derapat și a blocat traficul rutier pe cele două benzi de sens, spre Suceava și spre Gura Humorului. Circulația a fost blocată pentru 2 ore. Ne-am deplasat la fața locului împreună cu membrii Comitetului Județean pentru situații de urgență și am deblocat în aproximativ 2 ore traficul în această zonă. Totodată, în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică, în ultimele 24 de ore nu au fost probleme deosebite. Prefectul Sucevei le-a cerut primăriilor din județ să asigure spații pentru cazarea persoanelor fără adăpost și să facă o inventariere clară a bătrânilor și familiilor aflate în dificultate. Noi am avut această discuție încă din toamna trecută cu primarii legate de inventarierea persoanelor care se află în dificultate, care datorită condițiilor de temperatură scăzută pot să fie puși în dificultate și în continuare prin atenționările meteorologice care le transmitem către primari, le atragem atenția asupra acestor persoane. S-a realizat o inventariere a acestor persoane la nivelul localităților și totodată a spațiilor care pot fi folosite pentru cazarea în eventualitatea în care apară situații deosebite în trafic. Și în zilele care urmează se vor înregistra temperaturi sub pragul de 0 grade. Atenție, șoferi, se anunță Lapoviță și Ninsori.